Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Marius Dulce, președintele Organizației Municipale PSD Călăraș. Bine ați venit, domnul Dulce! Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit! La începutul acestui an ați fost desemnat candidat la funcția de primar al municipiului Mai Călăraș. Bine zis, în luna martie, la ultimul CEX, când a fost prezent președintele interimar Marcel Ciolacu și secretarul general interimar Paul Stănescu, am fost desemnat candidatul PSD la primăria Călăraș. Nu a fost o noutate pentru dumneavoastră, știați probabil sondajele, știați că stați foarte bine în sondaje. În urma sondajelor care s-au făcut, așa cum bine știți, eu am spus de un an de zile că trebuie să ieșim cu candidatul din timp, să nu mai pățim ce am pățit la alegerile trecute. Drept urmare, s-au făcut o serie de sondaje și în urma acestor sondaje, în martie anul acesta, m-au desemnat candidatul PSD pentru primăria Călăraș. Înseamnă că ați avut timp să vă faceți un program, o listă de obiective. Știți exact pe ce ați vrea să credeți mergeți? Credeți că era nevoie să-mi fac în acest răstimp un program? Programul acesta s-a văzut clar că din 2016 în Călăraș nu s-a făcut nimic și constatăm acum cu stupoare că în ultimele luni de zile, mai bine zis din noiembrie anul trecut, s-au dat drumul la o serie de lucrări care de fapt n-au început la momentul respectiv, au început cu întârzieri de 6-7 luni de zile. Vedem lucrările care se execută haotic, vedem Grivița care este un pericol public din momentul când au început aceste lucrări, pentru că discuția a fost să se facă. Orice lucrare este foarte bine că se face, dar nu așa, nu haotic. Și în disperarea aceasta, nu știu, alergării după voturi, să se facă ceva, să arate că s-a făcut ceva în ultimii ani, pune viața cetățenilor din acest oraș în pericol. Mergeți pe Grivița, nu aveți unde să mergeți decât pe carosabil, pentru că nu mai avem trotuare. Și atunci cetățenii care ies din curți, ies direct în șosea. De multe ori am văzut cu ochii mei când erau să fie loviți de mașini. De ce trebuie să procedăm așa când putem să facem lucrările așa cum trebuie și la timp? Am înțeles. Au ajuns la termen. În septembrie mi se pare că se expiră termenul. Da? Hai să vedem, a fost constructorul de vină, a fost primăria de vină, dar nu trebuie să punem viața cetățenilor în pericol. Trebuie să facem lucrările la timp. Vreau să mergeți cu mine pe faimosul bulevard Titulescu. O stradă de 820 de metri, 90 de milioane de lei. Spun 90 de milioane de lei pentru că sunt 7 milioane de lei cu TVA, da, fără TVA, și cu TVA ne ducem la 8 milioane și ceva, plus lucrările care s-au mai făcut adiacente, mutări de țev, de gaz, de apă și ce s-au făcut acolo, care s-au plătit suplimentar din bugetul primăriei, și îl somesc public pe domnul primar să vină cu acele filmulețe și cu acele fotografii cum trebuia să arate acel bulevard Titulescu și cum arată astăzi. Dacă mergeți și dacă aveți curiozitatea să mergeți să vedeți cum sunt executate acele lucruri, pe mine mă îngrozesc. Pe ce dăm 90 de miliarde de lei? Nu se poate să lucrăm așa. Drept urmare, revin la întrebarea pe care mi-a spus-o, vedem cu toții că Călărașul, în primul rând, vorbim de ani de zile, care are nevoie de infrastructură rutieră, pietonală, de canalizare pluvială și menajeră. Vorbim de cartiere care nu au apă potabilă, cum e cartierul Livadă. Chiar dacă sunt ei niște oameni de o condiție mai săracă, trebuie să le ducem acolo, chiar dacă nu plătesc la timp apa, trebuie să aibă o apă potabilă la momentul acesta de secol 21. Deci sunt foarte multe prioritățile noastre, dar trebuie să începem. Eu, dacă eram primar în mandatul acesta, eu terminam de asfaltat cartierul Mircea Vodă, pentru că cu banii care s-au băgat în acest, în ghilimele putem să spunem, bulevard, că nu e, sunt trei segmente de străzi, da? Puteam să terminăm cartierul Mircea Vodă și începeam și o parte din Măgureni. Ați văzut ce se întâmplă în Măgureni. Mă îngrozesc, pentru că noi, cu atâtea firme în Călăraș, da, de construcții și specialiști în canalizări pluviale, menajere, în asfaltări, nu avem o firmă care a câștigat de la Călăraș. Avem firme care au câștigat de la București, de la Ploiești, nu știu. Iar surpriza a fost să merg în Măgureni, că știam că nu se lucrează la acea canalizare, și am găsit niște muncitori albanezi. Dar nu se face o licitație? Nu. Adică aici
este vina tot primăriei și a primarului în speță. În sensul că dacă eu ca primar vine antreprenorul care a câștigat, antreprenorul general, și vrea să dea sub antrepriză cuiva, eu trebuie să fiu de acord. Și nu știu cum a fost de acord domnul primar, că putea să dea o listă cu toate firmele din județul Călăraș, din Călăraș, de unde vrea, da? Și să aleagă de acolo antreprenorul, că noi dacă avem o firmă din Călăraș, putem să avem un alt fel de dialog. Și vreau să vă spun că mai vin și bani la bugetul nostru local, pentru că dacă toți banii se duc la București, Ploiești și de unde au mai venit ei din Albania sau de unde au venit, noi ce mai încasăm? Și vorbim de lucrări destul de mari, în sensul 99 milioane de lei Titulescu, 105 milioane de lei, da, am zis bine, da, 105 milioane Grivița, vorbim de bazar 5 milioane și ceva. Culmea este că aceste lucrări au ajuns să fie ba 100 de milioane, ba 10 milioane, ba 5 milioane. Păi că sunt cam înseriate așa, 5 milioane Piața Mare, 5 milioane Bazarul, 5 milioane, ce mai avem noi, Bazarul, Piața Mare și partea... Piața Big. Nu, Piața Big e 500 și ceva, 600. Mm-hmm. Da? Dar lucrăm pe bani mulți. Dacă la noi, din 300 de miliarde care s-au alocat în aceste lucrări, nu se întoarce nimic la taxe și impozite, noi de unde să mai avem bani să ne ducem mai departe? Deci eu cred că ori nu au gândit-o, ori era voință, ori știu că o să plece acasă. Nu știu ce se întâmplă, pentru că aceste lucrări sunt haotice și văd că se dau așa. Noi la momentul acesta nu mai suntem legitimi în fața cetățenilor. Este clar, mandatele ni s-au terminat în iunie, că a venit această nenorocire de pandemie peste noi și nu știm cum să o gestionăm și ce să facem cu ea, dar mandatul s-a terminat în iunie. De ce mai forțăm lucrurile să le facem prost când dăm atâția bani? V-am zis, vreau să meargă pe Titulescu cu acele fotografii, cu acele filmulețe care au fost prezentate în Consiliul Local, să vedem ce este acolo. Dacă dumneavoastră vă place și mie nu place. Sunt lucrări care sunt făcute în bătaie de joc. Ați adus în discuție bani la bugetul local. În 2012-2016 dumneavoastră ați fost viceprimar al municipiului Călăraș. Bănuiesc că știți foarte bine situația la nivelul primăriei. Păi era foarte bine că în 2016, de exemplu, aveam 340 de miliarde consumând în buget pe bunuri servicii și aveam undeva la 200 până în 250 de miliarde aveam pe investiții. În condițiile actuale, în mandatul acesta, nu știu cum au ajuns, că am ajuns la bunuri, servicii au crescut, salariile au crescut și am ajuns undeva la investiții, undeva la 9 milioane de lei. Asta voiam să vă întreb. Deci foarte, foarte puțin. Și dacă mai cheltuim banul și fără să-l drămuim așa cum trebuie și să facem lucrări de proastă calitate și cred că suntem campioni la cheltuitul banului public. Nu poți să cheltui atâtea miliarde să nu se vadă nimic. Credeți-mă, deci 200 de miliarde puteam să facem cartierul Mircea Vodă, mă repet, pentru că 6 străzi, vreo 6 km de stradă cu infrastructură rutieră și pietonală în Mircea Vodă ne-a costat 6 milioane și puțin, 6 milioane jumate, deci 65 de miliarde. Păi oare nu puteam să mai terminăm Mircea Vodă pentru că mai sunt vreo 6 km și ceva de străzi care trebuiesc asfaltate și făcute trotuare? Pentru ce să cheltuim bani așa un mof să facem? Puteam să facem mai ieftin acolo. Eu am stat de vorbă cu constructori. Nu putem să cheltuim 9 milioane de lei pe o străduță de 820 de metri pătrați în care nu vedem nimic decât s-a schimbat asfaltul cu pavele. Vedem, dacă mergeți cu mine și vă arăt discuțiile la scara blocului, pentru că au ajuns cu pavele până la scară, la muchea ușii de la scară, și au lăsat încă 10 metri care sunt fărâmate, e asfaltul fărâmate. De ce Dumnezeului nu mai ne-a dus și cei 10 metri cu pavele să ne închidem frumos ca să avem o terminație? Nu există o gândire, nu există terminație. Ce să vă spun? Că au uitat să scoată cioatele de la pomii care au tăiat în momentul în care or să vrea să scoată cioatele, o să strice pavele și bordura? Despre ce vorbim? Eu nu știu cum mai dorm oamenii ăștia noaptea când acolo e și afla drumul mare.
Revin cu o întrebare. Credeți că viitorul primar, ținând cont de faptul că bugetul local este foarte mic, partea de investiții mă refer. Da. Deci la partea de investiții bugetul este restrâns. Credeți că viitorul primar va putea să desfășoare în municipiul Călăraș lucrări de modernizare, de reabilitare, străzi, tot ce trebuie făcut din buget, fără accesare fonduri europene, fără împrumuturi bancare? Credeți că se poate face acest lucru? Păi o să fim obligați să ne gândim în primul rând la fonduri europene și la o bună conlucrare Consiliul Județean. Pentru că unde îți doi puterea crește. Și atunci dacă noi avem un dialog cu Consiliul Județean, putem să accesăm, pe lângă fondurile care pot să le accesez ca UAT singur, ca municipiu, pot să accesez fonduri suplimentare prin Consiliul Județean, în parteneriat. Da? Cum a fost promenada și a fost blocată, cum a fost portul turistic și a fost blocat că nu s-au înțeles Consiliul Județean cu primăria, cum a fost oprită lucrarea în combinat acolo după ce au început să sape, le-a spus că nu e bine și că n-au documente. Dar ce, de ce Dumnezeului nu s-a dus și le-a spus de la început când a bătut primul țăruș? Bă, băieți, stați așa că n-avem autorizație. La drumul de la Siderca faceți referire. Da, 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 care a fost început și după aceea ne-am trezit când mai avea puțin și punea asfalt că nu suntem legali. Dar când a venit și a pus primul pilon acolo și primul panou și spunea Consiliul Județean reabilitează drumul, de ce nu i-a spus? Nu este bine, oprește-te. Sunt lucruri care sunt, nu știu, vrea voință, nu știu. Nu știu de ce nu s-a înțeles, pentru că trebuie să terminăm cu politica după ce câștigăm mandatul. Eu așa am spus-o de fiecare dată. Mai am câștigat mandatul? Da. Haideți să facem pentru cetățeni, pentru că nu mai ne reprezentăm pe noi acolo. Noi trebuie să reprezentăm cetățenii, mulți puțini care ne-au votat. Și atunci nu trebuie să facem pentru acest Călăraș. Când spunea cineva, domnule, că n-a făcut opoziție. Domnule, PSD-ul la Călăraș a făcut opoziție constructivă. Când a venit cu un proiect european, când a venit cu o soluție să facă pe nu știu de stradă, când am venit noi și ne-am zbătut pentru canalizarea menajeră și pluviala din Măgureni, ne batem de 4 ani de zile. Vreau să vă spun că, apropo de mandatul de viceprimar, din mandatul de viceprimar, am prevăzut-o și am discutat această, Dumnezeu să ierte pe doamna director Năstăsescu, da, era deja un proiect făcut acolo de 3 milioane de lei, 3 milioane 300, dacă nu mă înșel, 33 de miliarde, care era o canalizare gravitațională, care am spus, hai să o punem în operă. Și toată lumea a început, stați așa să modificăm indicatorii tehnico-economici, stați că nu mai e și ne-am trezit că am ajuns în 2019 cu altă soluție tehnică de 2 ori mai scumpă, nu știu de ce s-a ales, că nu se pretează din punctul meu de vedere acolo, da? Și n-am reușit să o realizăm nici acum. Oamenii aia, e un cartier care trebuie să fie în secolul 21, trebuie să aibă apă, trebuie să aibă canal, gaz, despre ce mai vorbim. Și tot de Titulescu, că nu pot, că am aici și eu, da? Dom'le, când s-a gândit că face acest Titulescu faimos, nu s-a gândit că o să se construiască de către Consiliul Județean un bloc acolo, că tot a spus că are o fundație. Dom'le, de ce n-a dus utilitățile acolo să se înțeleagă Consiliul Județean să ducă utilitățile, canal, apă, gaz, ce Dumnezeu trebuie la blocul ăla acolo. Acum când va începe Consiliul Județean acea lucrare, va trebui să spargem Titulescu ca să ducem toate utilitățile acolo. Că nu există altă soluție. Vedeți? Asta înseamnă să n-ai un dialog între Consiliul Județean și primărie. Dacă noi când suntem acolo trebuie să lăsăm olgolile. Nu suntem acolo să ne placem, să, nu știu mă, dom'le, trebuie să lucrăm în folosul comunității. Dacă noi nu lucrăm în folosul comunității și facem jaf, suntem campioni la cheltuirea banului public la ora asta. Nu poți să cheltuiești așa, să arunci cu banii că i-ai acolo. Păi vorbim în 2016, vorbea domnul primar de proiecte europene, de proiecte europene. Dom'le, și cheltuim 700 de miliarde împrumutați? Din februarie îi spun să vină să-mi dea un raport, nu mie, la toți consilierii. Da, am spus în ședința de buget din februarie că vreau un raport pentru toți consilierii să vedem cum a cheltuit banii din împrumuturi. În ce stadiu e fiecare, cum a finanțat, unde. Dom'le, era o prioritate poșta veche
ca noi din banii împrumutați să dăm 6.161.000.000.000. Nu sunt fonduri europene acolo? Nu sunt, păi sunt fonduri europene, dar ca să termine această lucrare, și nici nu a terminat-o, că mandatul s-a terminat, din banii împrumutați de noi, de fiecare cetățean, a alocat 6.100.000. În, vezi, Doamne, că o să dea domnul ministru de la dezvoltare, o să ne dea banii înapoi. E legal, într-adevăr, poți să finanțezi, dar după aceea să aștepți. De ce trebuia să arunc eu? Era aduce o bunăstare cetățenilor din Călăraș dacă am terminat mâine poșta veche? Dar nu este un proiect acolo cu finanțare? Ba da, este un proiect cu finanțare, da. Legea îți dă voie să finanțezi și din bugetul propriu. Uh-huh. Da? Noi mai rău că nu aveam banii la finanțat din banii împrumutați. Adică cu când ne întârzie guvernul să ne dea banii, înapoi noi plătim dobânzi, taxe la toți banii aia. Și atunci nu mai se transformă din 6.100.000 în 6.500.000, că noi începem să plătim. Dar deci eu întreb, cu banii aia nu puteam să facem un cartier întreg? Revin. Dar toate aceste nemulțumiri au fost aduse la cunoștința reprezentanților primăriei în ședințele de Consiliu Local? Bineînțeles. Și ce răspuns ați primit? N-am primit niciun răspuns. Miștocăreală totală. Nu ați primit nici acel raport pe care l-ați solicitat? Nu, nici la ora aceasta. O, am zis o să fac și eu pe 544, că dacă poate așa mai repede o să primez răspunsul. Dacă în calitate de consilier local n-am primit, o să fac pe 544 să văd cum a cheltuit bani. Deci nu ați fost ascultați? Nu. Nu. Pentru că și-au făcut o majoritate, ați văzut. S-a asociat cu domnul Buzea, între timp a ajuns viceprimar. Este foarte bine, primăria merge foarte bine, lucrările sunt foarte bune, cheltuim banii la greu, dar nu știm pe ce. Și dacă veți câștiga primăria, cu cine vă veți asocia? Cu cine vedeți că veți face o echipă foarte bună? Noi vom face echipă cu toți consilierii. Dacă sunt alături de noi să construim pentru Călăraș, vom face echipă cu toți consilierii. Așa cum am făcut noi o poziție constructivă și nu i-am pus o preliști la nicio lucrare, la nicio investiție, la niciun proiect european, dacă am zis să aducem bani în Călăraș. Dar, din păcate, nimic. Nimic, nimic. Cheltuim banii din împrumuturi și arătăm că facem proiecte europene. Păi să ne mândrim, mă uitam așa cu stupoare că se mândrește primăria cu grădinița cu 8 grupe. Păi cu grădinița de 8 grupe am început-o în anul 2012 la sfârșit, când am reușit să reglăm documentația cu actele, că era o încurcătură în acte, și după 8 ani de zile să te bucuri că ai făcut 8 clase. O clădire de 240 de metri pătrați, 300 de metri pătrați. Cum poți să te mândrești cu așa ceva în 8 ani de zile? Să facem un exercițiu de imaginație, v-aș propune. Dacă ați fi fost primar în această perioadă sau în ultimii ani, în acest mandat, cum ați fi derulat proiectele să nu ajungeți în momentul de față în situația actuală, cu toate proiectele în plină derulare în an electoral? Păi este simplu. Spuneți. În anul 2015 am contractat un împrumut de 250 de miliarde. Da? Păi cu banii aceștia închideam cartierul Mircea Vodă, rezolvam toată infrastructura rutieră și pietonală, puteam să terminăm acest cartier, da? Mai ales că între timp au venit și pe PND-le și puteam cu 100 de miliarde poftim, puteam să închid toată această... Puteam să dau drumul mai repede la această canalizare pluvială și menajeră în Măgureni. În Măgureni. Ca până la final de mandat acum să fiu deja cu asfalt acolo, pentru că oamenii aia sunt dornici. Dar tot în banește. În aceste 250 de miliarde puteam să rezolv aceste două cartiere. Nu mai trebuie să mai ne ducem cu două găleți de asfalt la cineva și să-i spunem, domnule, ți-am adus, ți-am făcut și eu aici. Putem să facem reduceri de la buget dacă cei de la Pavaje Spații Verzi vedeam că nu au putere, nu funcționau cum trebuie, pe asfaltări, pe tot ce trebuie, îi lăsam pe ei pe zona de peticire și noi lucram, mai luam din fondurile de acolo și mă duceam pe zona asta să contractez asfaltări cu altcineva care lucrează în calitate. Deci putem să facem o grămadă de bani, o grămadă de lucruri bune dacă vrem și la prețuri ieftine. Gândiți-vă că un metru pătrat, 8 metri pătrați de asfalt ies dintr-o tonă care înseamnă 2.240.000 lei. 240 de lei o tonă de asfalt și poți acoperi între 7 și 8 metri pătrați.
Când faceți socoteala cu tot Titulescu, 800 de metri, sunt vreo 2 miliarde, hai să zicem că sunt două straturi, 4, 5 miliarde, puteai să asfaltezi Titulescu tot. Dar ați spus la un moment dat că aceste lucrări au fost întârziate, toate lucrările au fost păi, decalate cu 6 luni. Gândiți-vă că este vina lor. Păi este vina lor, nu este vina mea. Dacă închei contractul... Asta voiam să vă întreb. Care este motivul? Păi este vina primăriei pentru că nu s-a dus la antreprenor să zică, domnul meu, ai semnat un contract, ai dat ordinul de începere. Ce faci? De ce? Deci nu au fost blocate din cauza contestațiilor? Nu, sau alte nu, s-au semnat legale. Contractele de anul trecut la Piața Mare, la, pe canalizarea pluvială și menajeră de anul trecut, prin noiembrie, octombrie, noiembrie s-au semnat contractele. N-au făcut un pas, mergeți acolo. Păi dacă sunt 5 albanezi acolo, cine să lucreze? Dar dacă aveam o firmă din Călăraș sau două, pentru că și aici, domnule, dacă a venit sub antreprenor, domnule, la două, trei firmulețe mai mici, își ia fiecare câte o stradă și mergi cu totul. Păi duceți, mergeți-mă cu să vedeți că sunt 5 oameni. 2 lângă utilaj și 3 tai. Păi cu 5 oameni mai facem noi canalizare? Când 4 luni de zile s-au certat că între ei și n-a mai venit nimeni. Știu că în momentul de față vă deplasați pe teren, vorbiți cu oamenii. Sigur. Cum vă primesc oamenii? Ce probleme vă transmit? Cum este legătura? Oamenii cum este dialogul? Dacă vorbim de Măgureni, oamenii sunt foarte nemulțumiți. Așa cum am postat pe filmulețul, oamenii sunt foarte revoltați pentru că la ei nu s-a schimbat nimic. E un ținut uitat de timp. Cum era 5 Călărașul pe vremuri, care într-un final, după proiectele și discuțiile, până în 2016, am început eu să asfaltez, să spun acolo, dar în momentul în care s-a rupt USL-ul și s-a terminat dragostea și am devenit candidatul PSD, s-a făcut tot așa haotic o asfaltare acolo, nu s-a ținut cont. Dacă mergeți, e păcat de asfaltul care s-a pus, e lucru foarte bun că am reușit să punem asfalt. Dar nu s-a ținut cont pentru că nu s-au montat gaghere, nu s-au montat guri de colectare a apelor pluviale și când plouă acolo în spate la 5 Călărași și o imensă mare neagră. Da? Și atunci dacă le facem haotic așa lucrările, nu mai bine le facem. Facem ce trebuie să facem, le lucrăm cât trebuie să lucrăm. Vă aduceți în 2016 la fel s-a întâmplat cu scoarul. Haide repede să facă scoarul pe ultima 100 de metri, să arate că a făcut ceva. Este ok, e bun, dar nu m-a ascultat. La momentul respectiv, zis, cea mai bună soluție să facem scoarul acela era să-l îngustăm pe zona de 5 Călărași cel puțin și agricol, îl îngustam că e foarte lat și mai fluidizam traficul, pentru că sunt magazinele în zona 5 Călărași, nu sunt parcări. Da? Suficiente și atunci dacă era mai îngustat era ok și ne costa și mai puțin. Răspunsul primarul la vremea respectivă a fost, păi da, dar sunt conducte acolo și de apă, de gaz, tot trecem. În curând vor începe lucrări pe strada București. Care în curând? Că nu știm. E o poveste așa că dacă ne uităm s-au semnat finanțele în 2019, până acum nu discutăm de nimic, nu știu dacă s-a ridicat, cum s-a ridicat, ce condiții sunt. Mai e o problemă. Dacă adunați toate finanțările care s-au declarat semnate la ora asta și mergem la adere și le luăm, cred că ne trebuiesc vreo 1,5 milioane sau 2 milioane de lei numai finanțări, cofinanțări la el. Dar probabil că ce nu știe primarul și ce nu știu cei de pe lângă primar este ca să începe o lucrare, îți trebuie niște bani de început de la tine. Trebuie să dai drumul la lucrare. Și trebuie să rostogolești acele sume. Adică bag o sumă, îmi revine înapoi, pot să mă mișc și în felul ăla încep să mă mișc, să rotesc acele sume. Păi dacă eu nu le-am, că nu a prins în buget, a prins 2 milioane la Piața Mare, a prins 2 milioane la bazar, le-a luat. A mai prins, nu știu cât, pe Grivița, iarăși nu sunt bani suficienți alocați pe ele ca să poți să te gândești că vin acele fonduri europene, le dau drumul și le rostogolesc. Nu, asta este o poveste. În momentul în care îmi spui ceva și îmi defilez cu niște filmulețe, în ziua de azi eu cred că nu mai mințim cetățenii cu filmulețe și cu poze. Nu mai ține asta. Că vedem că ne creează disconfort. Degeaba am plin pe fața ochilor un filmuleț bine colorat, bine conturat, niște fotografii. Dacă merg în teren, și chiar vă rog să mergeți pe Titulescu și puteți să mă invitați și pe mine ca să vă arăt, da? Să vedeți cum s-a lucrat acolo. Nimic nu corespunde cu ce era acolo. De ce Dumnezeului a trebuit să distrugem niște jardiniere de beton care erau construite ca să punem alte jardiniere de beton?
credeți-mă, nu știu, nu pot să îmi dau seama ce au gândit. Ok, au schimbat iluminatul, bine, iar. Dom'le, dar ca să mergi așa heirupist, să uiți cioatele în spațiu verde, să la 10 nivele acolo, dacă fac parcare, dar în schimb nu o să-mi dea voie că o să fiu nesimțit că trebuie să calc în spațiul ăla verde care e într-o... E, în proiectul inițial, dacă mi-aduc bine aminte, era făcută o treaptă ca să poată să urce cetățeanul în momentul în care era cum avem la Raiffeisen la piață. Nu poți să faci așa. Eu cred că este bătaie de joc. Eu cred că ori simt că le pleacă pământul de sub picioare și merg pe un regim din ăsta repede înainte, nu poți să cheltuiești atâția bani și să faci lucrări de proastă calitate. Călărașul nu-și permite lucrări scumpe și de proastă calitate. Da, faci o lucrare scumpă, dar de bună calitate, care să știi că cel puțin 10 ani, 12 ani de zile nu mai faci nimic. Eu vă garantez că la anul se va lăsa tot ce înseamnă zonă pietonală. Mergeți acum și să vedeți că deja a crescut, datorită faptului că s-au distanțat pavelele, a crescut iarba. Deci nu poți să... Mergeți la o jardinieră, chiar la doi pași, la 10 nivele, și să vedeți că în proiect pune un granit. Da? Lipește un granit pe el. Vă rog frumos să treceți și să le filmați, să vedeți cum s-a lipit acel granit. Cred că fiul sau nepotă-miu, dacă îl punea mai bine. Deci e bătaie de joc pe bani publici. Numai Călărașul nu-și mai permite să aibă bătaia asta de joc pe bani publici. Noi trebuie să drămâim fiecare leuț, pentru că așa că am spus, avem puțin bani de investiții. Trebuie să vedem în viitoarea guvernare locală de unde reducem bunurile și serviciile. Pentru că la un moment dat o să vină să suprapună datoriile bancare. Și atunci efortul financiar pe primărie crește. Și banii la buget probabil că o să fie mai mică. Vedeți că dacă suntem afectați de pandemie, omul mai vine, nu au locuri de muncă, nu poate să mai facă nimic și atunci o să mai întârzie și la bugetul de cal. Iarăși primăria Călăraș mai are o problemă. Că încet, încet observ că această companie Rebu care a preluat gunoiul menajer pe Călăraș, încet, încet transferă obligațiile față de cetățeni la primărie. Iarăși avem o problemă. Adică dacă Brebu vine cu factura la mine la primărie și eu să umblu eu după cetățean, să-l prind când are, să iau banii și să-i dau lui Brebu banii, eu pe lege sunt obligat să le plătesc factura când vine Brebu după aceea să recuperez eu la cetățean. Iarăși avem o problemă. Dacă acceptăm așa cum vrea Rebu să ne ducă pe zona asta de taxă. Nu, Rebu trebuie să facă în primul rând curățenie la locurile unde avem depozitele menajere. Trebuie să vedem, pentru că costul gunoiului a crescut de mult. Într-adevăr, trebuie să ne gândim și la colectarea selectivă, dar nu trebuie să acceptăm ca în toate condițiile Rebu să ne ducem. E într-adevăr, e pe lege, să te duci pe zona de taxă. Dar nu putem să ne împovărăm noi ca un operator să vină cu factura la mine și eu să alerg după aceea să colectez bani. Aveți o soluție? Adică dacă veți fi primar, veți găsi o soluție pentru această problemă? Cu siguranță. Trebuie să găsim o soluție. Uh-huh. Da, o să ne punem la masă, o să negociem și o să vedem ce avem de făcut. O să chemați reprezentanții regulă la discuție. Bineînțeles. Pentru că dacă mergeți să vedeți că și colectarea asta de la zonele, da, nu se face așa cum trebuie. Sâmbăta, duminica nu lucrează nimeni și se adună acolo o grămadă de gunoi. Deci sunt multe de discutat. Sunt multe de discutat că se pare că actualul executiv a lăsat lucrurile așa să treneze, să nu deranjăm, să nu... Nu, trebuie să luăm lucrurile foarte în serios pentru că nu ne permitem să pierdem banii. Foarte multe subiecte ar fi de discutat, le vom aborda într-o emisiune viitoare. Acum, din păcate, timpul nostru s-a sfârșit. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și ne revedem data viitoare. Mulțumesc!